Poemul are un mesaj frumos, nu am ce să spun jos pălăria, dar nu prea știu ce vrea să zică el. Comunică cu un element al naturii, cred, spune unul dintre absolvenții de clasa 8-a care tocmai a dat proba la limba și literatura română la evaluarea națională. Limba română s-a dovedit a fi o probă foarte grea pentru unii elevi, dovadă și perlele din lucrările lor. Profesorii corectori au fost surprinși când au citit subiectele rezolvate de elevi, greșelile identificate fiind foarte multe. Identificarea mesajului poeziei Rânduri pentru anul nou, scrisă de Ion Minulescu, nu a fost o misiune prea simplă pentru unii dintre candidați. Un elev a scris că poezia este prea tristă și are sentimente de tristețe, iar tristețea este dureroasă. E deprimant să fie așa, dar e ok că poți comunica cu acest an nou care vine o dată pe an și e prea tare că ți-aduce mâncare și distracție, dar el a uitat să precizeze asta. Titlul este șocant și șucar. Ion Minulescu este un al doilea Eminescu, a menționat un alt elev în teză. Perlele nu au lipsit nici de la ultimul subiect, prin care se solicită candidaților să realizeze o narațiune, în cadrul căreia se prezintă o întâmplare în timpul participării la o întâlnire organizată de școală cu un scriitor contemporan. M-am întâlnit încă de pe hol cu Creangă și am zis că tu ești mare șef, să știi că mi-au plăcut amintirile tale, poți să mi le mai zici încă o dată? Hai, te rog! Un altul, în schimb, s-a resemnat, contemporan, ce o mai fi și ăsta?